Bine v-am regăsit! Pentru a vă ajuta să găsiți mai ușor acele aspecte ale fizicii care vă interesează, playlistul din care face parte acest material, playlist care se numește Fizica pentru examene și concursuri, va fi înlocuit de un playlist pentru probleme și altul pentru teorie. Playlistul pentru probleme se va numi probabil probleme pentru examene și concursuri, iar cel de teorie va fi un playlist de cursuri online. Și în felul acesta veți putea mai ușor să găsiți ceea ce vă interesează, probleme sau teorie. De aceea, fiind ultimul video de mecanică din acest playlist, acest clip nu va conține nici o întrebare pentru data viitoare și nici nu va propune o problemă pentru a fi rezolvată. Va fi, deci, mai scurt. Urmează ultimul clip de căldură și ultimul de electricitate, după care, așa cum am spus, acest playlist se va închide și se vor deschide celelalte despre care v-am vorbit. Să trecem la întrebarea de data trecută. Vă reamintesc întrebarea. Era vorba despre un avion care pleacă dintr-o localitate, din localitatea A, zboară până deasupra localității B, se întoarce și vine înapoi. Și întrebarea era dacă timpul necesar zborului, atunci când bate vânt tot timpul zborului în aceeași direcție și în același sens, de pildă de la A la B, spre B, dacă timpul necesar în acest caz este mai mare, mai lung, mai scurt, sau este același cu timpul necesar zborului atunci când nu bate vânt. De foarte multe ori se răspunde la această întrebare sau la întrebări asemănătoare în felul următor. Atunci când avionul se mișcă de la A la B, vântul îl ajută, deci viteza lui va fi mai mare față de sol cu viteza vântului, iar când se întoarce, când zboară înapoi, viteza lui va fi mai mică, dar tot cu atâta cu viteza vântului. Ceea ce e adevărat până aici, atunci când avionul zboară de la A la B, viteza lui față de pământ este viteza lui față de aer plus viteza vântului, și când se întoarce este viteza lui față de aer minus viteza vântului. Dar, se spune în continuare, înseamnă că aceste două efecte se compensează și timpul de zbor dus întors va fi același. Acest răspuns este un exemplu perfect de cum nu trebuie să răspundem la întrebările sau problemele de fizică, pentru că nu are nicio importanță cum ni se pare sau ce credem, doar calculele pot să arate care este răspunsul corect. Așa că hai să facem și noi calculele, să vedem. Să zicem că distanța dintre cele două localități este B și viteza avionului față de aer, să notăm cu V indice A. Iar viteza vântului față de pământ, evident, să notăm cu V indice V. Viteza se definește ca fiind raportul dintre distanța parcursă și timpul în care a fost parcursă distanța respectivă. Bun, viteza medie se definește în acest fel, dar noi avem mișcări uniforme. Deci putem să vorbim despre viteză, nu trebuie să facem precizări, viteză medie sau viteză instantanee. Asta înseamnă că, dacă ne interesează timpul, durata mișcării, se poate calcula din această relație ca fiind D supra V, în general vorbind. Și atunci înseamnă că, dacă ne gândim la zborul în lipsa vântului, atunci timpul delta T, timpul necesar avionului să zboare dus întors, va fi 2D supra viteza avionului. Pentru că el parcurge distanța 2D. D la dus, D la întors, iar viteza lui, dacă nu bate vântul, viteza lui față de pământ este tot timpul egală cu viteza lui față de aer, adică VA. Deci acesta este timpul necesar avionului să parcurgă distanța dus-întors când nu bate vânt.
Și acum să vedem când bate vânt. Când bate vântul, timpul la dus nu mai este egal cu timpul la întoarcere. Pentru că atunci când avionul zboară de la A la B, viteza lui față de pământ va fi viteza lui față de aer plus viteza vântului, dar când se întoarce, viteza lui față de pământ va fi viteza lui față de aer minus viteza vântului. Așa că vom avea doi timpi diferiți. Să-i notăm cu delta T1, respectiv delta T2. Delta T1 va fi distanța D împărțită la viteza avionului plus viteza vântului. La întoarcere vom avea timpul delta T2, care va fi distanța D împărțită la viteza avionului minus viteza vântului. Iar timpul total de zbor dus-întors, să-l notăm cu delta T prim, ca să îl deosebim de delta T, care, nu uitați, este timpul necesar avionului să parcurgă distanța dus-întors când nu bate vântul. Deci delta T prim va fi delta T1 plus delta T2. Dacă adunăm aceste două fracții, aducem la același numitor, reducem termenii asemenea, facem tot ce trebuie, atunci găsim că delta T prim este 2D ori viteza avionului supra viteza avionului la pătrat minus viteza vântului la pătrat. Ca să pot să compar acest timp cu acesta, ca să văd dacă sunt egali sau dacă e mai mare sau mai mic decât celălalt, împart atât numărătorul cât și numitorul acestei fracții cu viteza avionului la pătrat. Și atunci obțin că delta T prim va fi 2D supra viteza avionului, ceea ce rămâne la numărător după ce împart la VA la pătrat, iar aici voi avea 1 minus viteza vântului supra viteza avionului la pătrat. Și acum se poate observa că la numărător avem delta T. Așa că se poate scrie următoarea relație. Delta T prim este delta T supra 1 minus viteza vântului supra viteza avionului la pătrat. Această din urmă relație ne arată că delta T prim este mai mare decât delta T. Pentru că delta T prim este delta T împărțit la un număr subunitar. Aici am raportul acesta, raportul vitezelor la pătrat, și 1 minus acest raport al vitezelor la pătrat îmi dă un număr subunitar, 0, ceva. Ceea ce înseamnă că delta T prim este mai mare decât delta T. Deci, răspunsul corect este că atunci când bate vântul, și indiferent cum bate vântul, obținem același rezultat, vă las să vă gândiți de ce, atunci când bate vântul pe direcția AB, indiferent că bate de la A la B sau de la B spre A, avionul are nevoie de un timp mai lung ca să parcurgă dus-întors distanța dintre cele două localități. Mai rămâne întrebarea de ce. În al doilea clip de mecanică din seria materialelor de mecanică din acest playlist, am arătat că dacă un mobil se deplasează o anumită distanță de mic, să zicem, cu o viteză, să o numim viteza V1, și apoi aceeași distanță cu viteza V2, deci parcurge distanța D cu viteza V1 și tot distanța D cu viteza V2, am arătat că în acest caz viteza medie este de 2 ori V1 ori V2 supra V1 plus V2. Și ea este întotdeauna, se poate arăta ușor,
că este întotdeauna mai mică decât VA, V1 plus V2 supra 2, adică este întotdeauna mai mică decât media aritmetică a celor două viteze. De ce? Pentru că mobilul parcurge aceeași distanță cu cele două viteze, dar timpul necesar ca să parcurgă distanța respectivă este diferit de fiecare dată. Adică atunci când are viteza mai mică, are nevoie de mai mult timp să parcurgă distanța D. Cu alte cuvinte, mobilul se deplasează mai mult timp cu viteza mică decât cu viteza mare. Același lucru este adevărat în cazul avionului. Avionul se deplasează mai mult timp cu vântul din față, când vine înapoi, decât cât timp s-a deplasat cu vântul din spate. Cu alte cuvinte, vântul îl încurcă mai mult timp decât îl ajută. Și din această cauză, indiferent cum bate vântul, avionul va avea nevoie de un timp mai lung. Avionul întârzie. De fapt, chiar dacă vântul bate din lateral, avionul întârzie. Dar despre asta vom discuta cu altă ocazie. Să mergem mai departe. Problema dată spre rezolvare avea următorul text: o minge cade de la înălțimea de 2 metri și la fiecare ciocnire cu solul pierde prin frecări 40% din energia cinetică. Dacă neglijăm frecarea cu aerul, după câta ciocnire cu solul, înălțimea maximă la care ajunge mingea va fi mai mică de jumătate de metru. Și avem și rezolvarea. Când mingea se oprește în punctul cel mai înalt al traiectoriei după o ciocnire cu solul, toată energia cinetică pe care a avut-o imediat după ciocnirea cu solul s-a transformat în energie potențială. Aceasta înseamnă că energia potențială maximă va fi și ea de fiecare dată cu 40% mai puțină decât la săritura anterioară. Dar energia potențială gravitațională se calculează cu formula E egal cu mgh, unde m este masa, g mic este accelerația gravitațională, iar h este înălțimea la care se găsește corpul. Deci, energia potențială este direct proporțională cu înălțimea, ceea ce înseamnă că și înălțimea trebuie să scadă de fiecare dată cu 40%, adică să fie 60% din înălțimea anterioară. Deoarece mingea cade prima dată de la 2 metri, putem calcula șirul înălțimilor viitoare. După prima ciocnire, mingea va ajunge la înălțimea maximă H1 60 pe 100 ori 2 metri, adică 1,2 metri. După a doua ciocnire va ajunge la înălțimea maximă H2 60 pe 100 ori 1,2 metri, adică 0,72 metri. Și după a treia ciocnire va ajunge la înălțimea H3 60 pe 100 ori 0,72, care este 0,432 metri, adică este deja mai mică decât jumătate de metru. Deci răspunsul este: înălțimea la care ajunge mingea este mai mică de jumătate de metru după a treia ciocnire. Problema pe care vreau să o rezolvăm azi împreună are textul pe care îl vedeți. Raza roților unui automobil când anvelopele sunt noi este de 30 de centimetri, dar din cauza uzurii anvelopelor această rază s-a micșorat cu un centimetru. Și întrebarea este: care este viteza reală a automobilului atunci când vitezometrul afișează 90 de km pe oră? Întâi vreau să spun că vitezometrul automobilelor arată întotdeauna o viteză mai mare decât cea reală. Nu din motive tehnice, ci intenționat. Din motive care țin de considerente legale, de fapt. Adică, dacă vitezometrul ar arăta exact viteza automobilului, exact în ghilimele, că exact nu-i niciodată, tocmai aici apare problema, s-ar putea întâmpla ca șoferul să vadă
afișat 50 de km pe oră și să fie amendat, pentru că radarul arată 51 de km pe oră. Ca să nu se întâmple acest lucru și șoferul să dea firma în judecată, așa cum am spus, vitezometrele automobilelor arată întotdeauna o viteză mai mare, cu 3, 4, 5, 6 și uneori chiar mai mult kilometri pe oră. Dar mai există și alte considerente din cauza cărora firmele fac acest lucru, care nu sunt prea cinstite. De pildă, dacă vitezometrul arată o viteză mai mare, nu atunci când cel care își măsoară viteza maximă a mașinii trage concluzia că viteza maximă a mașinii lui este mai mare decât este în realitate. Și încă ceva, dacă vitezometrul arată o viteză mai mare, atunci și consumul aparent scade, pentru că dacă arată o viteză mai mare, arată și că s-a parcurs o distanță mai mare. Și atunci posesorul automobilului vede că a parcurs distanța de 100 de km pe oră și de fapt n-a parcurs decât 90 cu o anumită cantitate de benzină sau de motorină. Dar astea sunt alte probleme, nu despre asta discutăm aici. În general, automobilele măsoară viteza printr-un senzor care de fapt măsoară frecvența de rotație a roților. Și înmulțește, calculatorul de bord înmulțește această frecvență cu circumferința roții, cu lungimea marginii roții. De ce? Pentru că, de pildă, dacă roata face 10 rotații pe secundă, asta e frecvența, și are circumferința, să zicem, 2 metri, atunci înseamnă că într-o secundă a parcurs 2 ori 10 metri și are viteza de 20 de metri pe secundă. Deci viteza este de fapt măsurată prin frecvența roților, este nu este frecvența, înmulțită cu circumferința roții, care se calculează cu formula 2πr. Dacă diametrul roții, raza roții s-a micșorat, dacă raza se micșorează și diametrul se micșorează, atunci crește frecvența la aceeași viteză, frecvența roților va fi mai mare. Cu cât roata e mai mică, cu atât efectuează mai multe rotații pe secundă sau pe minut, cum doriți, la parcurgerea aceleiași distanțe. Și atunci putem scrie că tot viteza V, în cazul în care roata noastră s-a micșorat în diametru, este frecvența, altă frecvență, nu prim, înmulțită cu 2pi, ori raza de acum, care în problema noastră este R minus 1, pentru că s-a micșorat cu un centimetru. Raza s-a micșorat cu un centimetru. Și nu prim, așa cum am spus, este mai mare decât nu. Din cauza că roata și-a micșorat un pic diametrul, ea trebuie să se rotească mai repede, cu frecvență mai mare, de fapt. Și acum, dacă egalăm cele două părți din dreapta, obținem că nu înmulțit cu 2πr trebuie să fie egal cu nu prim înmulțit cu 2pi pe lângă r minus 1. Împărțim ecuația la 2pi și găsim că nu supra nu prim este egal cu nu supra nu prim cu r minus 1 supra r. Dar din relațiile scrise rezultă că viteza este proporțională cu frecvența. Înseamnă că raportul acestor frecvențe îl putem înlocui cu raportul a două viteze. Nu ar corespunde vitezei reale, iar nu prim vitezei afișate. Și atunci am avea viteza reală supra viteza afișată este egal raportul acesta cu R minus 1 supra R. De unde rezultă că viteza reală este viteza afișată înmulțită cu R minus 1 supra R.
am găsit relația care ne permite să rezolvăm problema. În cazul nostru, viteza reală va fi 90 de km pe oră. Aceasta este viteza afișată, așa spune textul problemei. Înmulțit cu raza are 30 de centimetri, iar la numărător am 29. 30 minus 1. Și atunci 90 se simplifică cu 30 și viteza reală va fi deci 87 km pe oră. Ceea ce înseamnă că din cauza uzurii cu un centimetru a razei anvelopei, viteza afișată e mai mică cu 3 km pe oră decât viteza reală. Asta dacă vitezometru ar arăta viteza reală atunci când anvelopa nu este uzată. Să mergem mai departe. În ultima parte, aș vrea să discutăm despre sistemele de referință neinerțiale. Un sistem de referință este inerțial dacă stă sau dacă se mișcă rectiliniu și uniform. Și de obicei e bine să alegem un sistem de referință inerțial când rezolvăm probleme. Un sistem de referință este neinerțial dacă se mișcă accelerat, dacă are accelerație. Și în sistemele de referință neinerțiale apar așa numitele forțe de inerție. Să vedem un exemplu. Să spunem că suntem într-un vagon de tren și o bilă metalică stă pe o suprafață orizontală, pe o masă, să zicem. Și trenul accelerează. Ce observăm noi cei din vagon? Că bila se mișcă accelerat spre dreapta. Dacă luăm ca sistem de referință Pământul, înțelegem ce se întâmplă, și anume, trenul și odată cu trenul, vagonul și masa accelerează, pe când bila, din inerție, vrea să-și păstreze viteza pe care a avut-o inițial. Și de aceea ea rămâne în urmă față de suprafața pe care se găsește și care accelerează. Deci nu avem nevoie de o forță ca să explicăm, care acționează asupra sferei, ca să explicăm ce se întâmplă. Dar dacă luăm ca sistem de referință vagonul, trenul, care se mișcă accelerat, atunci ceea ce observăm, același lucru, că bila începe să se rostogolească spre dreapta, nu mai poate fi explicat decât prin acțiunea unei forțe. Adică trebuie să spunem, a apărut o forță care acționează spre dreapta asupra bilei și o accelerează. Această forță se numește forță de inerție. Unii spun că forțele de inerție nu sunt forțe adevărate. Păi dacă au efecte, atunci cum nu sunt forțe adevărate? În accidentele de automobil, din păcate, nu se întâmplă răniri și chiar decese din cauza forțelor de inerție? Ba da, automobilul frânează foarte brusc atunci când se lovește de ceva, capătă o accelerație negativă foarte mare în modul, iar tot ce există în interiorul lui, inclusiv pasagerii și șoferul, își continuă mișcarea cu viteza pe care au avut-o în momentul ciocnirii, accidentului. Și din această cauză se vor lovi de volan, de parbriz și așa mai departe. Deci forțele de inerție produc efecte ca oricare alte forțe. Alții spun că forțele de inerție sunt altfel decât celelalte forțe pentru că nu reprezintă o interacțiune. La prima vedere e adevărat. De pildă, dacă mă gândesc din nou la bila respectivă, în sistemul de referință al vagonului și o văd că începe să se miște spre dreapta, există o forță care acționează asupra ei, care o accelerează, dar care nu reprezintă o interacțiune, la prima vedere, cu alte corpuri. Dar, de fapt, nu știm dacă e așa. Pentru că un filozof și fizician austriac, Ernst Mach,
a formulat ipoteza că de fapt corpurile au inerție din cauza că interacționează cu restul universului. Einstein chiar a dat numele de principiu acestei idei, principiul lui Mach. Nu putem face experimentul de a îndepărta întregul univers ca să vedem dacă un corp mai are sau nu mai are inerție, așa că deocamdată nu știm dacă e adevărat sau nu. Dar s-ar putea ca și forțele de inerție, de fapt, să fie forțe care apar din cauza unor interacțiuni. Și acum, dacă vrem să rezolvăm o problemă, de cele mai multe ori este convenabil să alegem ca sistem de referință un sistem de referință inerțial. Dar uneori, rezolvarea este mai simplă dacă alegem un sistem de referință neinerțial. Să vedem un astfel de caz. Să presupunem din nou că suntem în vagonul de tren care accelerează spre stânga și de tavanul vagonului este legat un fir, la capătul căruia e legat un corp mic, o mică bilă metalică cu masa M mic. Din cauza faptului că trenul accelerează, firul va face un unghi cu verticala, unghiul alfa de pe desen. Și să presupunem că problema ne spune cât este unghiul alfa și trebuie să găsim accelerația. În acest caz trebuie să ne gândim la o forță care accelerează corpul nostru. Pentru că corpul legat de fir accelerează și el odată cu trenul, odată cu vagonul, dar ca să accelereze este nevoie de o forță. Cum apare forța respectivă? Păi firul este întins, așa cum vedeți acolo tensiunea din fir notată cu T, deci T este tensiunea din fir, și tocmai din această cauză face unghiul alfa cu verticala ca să apară o componentă pe care am notat-o cu F care accelerează corpul. Deci dacă descompun tensiunea din fir după direcția verticală și orizontală, obțin două componente, F, despre care am vorbit mai înainte și care este forța care accelerează corpul nostru, și N, care de fapt echilibrează greutatea. Corpul nu se mișcă accelerat pe verticală, ceea ce înseamnă că N, componenta pe verticală a tensiunii, este egală cu greutatea. Iar forța F, pentru că e forța care accelerează corpul de masă M, înseamnă că se poate scrie masa ori accelerația. Ei, se vede din triunghiul de jos că tangenta de alfa este egală cu F supra G. Adică este egală cu M ori A, iar greutatea este M ori G mic. De unde rezultă că tangentă de alfa este A supra G. Așa că, dacă problema ne spune valoarea unghiului alfa, putem imediat să calculăm accelerația vagonului în care ne găsim, accelerația trenului. Ca o observație, aș spune că dacă accelerația ar fi egală cu G mic, aproximativ 10 metri pe secundă la pătrat, atunci tangentă de alfa ar fi 1, ceea ce înseamnă că unghiul ar avea 45 de grade. Și acum să vedem cum rezolvăm problema dacă luăm ca sistem de referință vagonul. Dacă iau ca sistem de referință vagonul, raționamentul poate fi mai scurt. Și anume, îmi pun întrebarea de ce stă firul înclinat față de verticală? De ce face unghiul alfa cu verticala? Păi n-am altă explicație decât faptul că a apărut o forță care trage de el pe orizontală spre dreapta. Și tensiunea din fir înseamnă că este rezultanta acelei forțe și a greutății. Am două forțe, forța F și greutatea, și rezultanta lor, de fapt, îmi dă
direcția firului, pentru că rezultanta lor trebuie să fie pe direcția firului, pentru că ea de fapt este tensiunea din fir, așa cum vedeți și pe desen. Și atunci, din nou, din triunghiul de jos, pot să scriu același lucru. Tangentă de alfa este egală cu F supra G și rezultă că tangentă de alfa este M ori A supra M ori G. Sigur, când am scris că forța F este egală cu M ori A, de fapt m-am întors la sistemul de referință fix, în repaus, la Pământ ca sistem de referință. Adică am găsit forța F și știu că e forță de inerție, înseamnă că forța F trebuie să fie egală cu produsul dintre masa corpului și accelerația sistemului în care mă găsesc. Atât deocamdată, ne revedem cu ultimul material de căldură. La revedere!